Astăzi am vrut să încercăm ceva diferit. În momentul ăsta suntem la un aquapark în Tripiti Beach, în Thasos. Welcome at Hive, Tripiti, Thasos, in the water park. It's amazing! Din punctul meu de vedere, are de toate. Are piscine, are loc pentru copii mai mici, are un loc destropit cu apă, o cascadă, are un bar unde găsești aproape orice. Prețurile nu sunt foarte mari, iar în spatele meu este un mare complex hotelier, tot așa, cu foarte multe piscine și individuale și colective, unde se poate sta la șezlong, se poate lua masa. Există și o zonă de sport, chiar sac de box, rame, gantere și cred că și bandă de alergat, au cam de toate. În spatele nostru, fix în spate, sunt șezlongurile de pe plajă. Accesul aici la aquapark este undeva la 10-15 euro de persoană, în funcție de pachetul pe care îl selectezi. La modul o familie cu 3 copii, cu o familie formată din 3 persoane, are acces cu 30 de euro și în banii aceștia intră orice șezlong de pe plajă, mai puțin șezlongurile speciale de la hotel. Aveți acces la piscină, dar la șezlonguri trebuie să faceți o consumație minimă de absolut orice, nu contează. După cum vedeți, chiar este deosebit. Nu costă mult, este accesibil și este cam pentru orice. Pentru sporturi, pentru topogane cu apă, pentru copii mai mici. Piscinele sunt de mai multe dimensiuni, iar vederea este minunată. Ce părere aveți? Ați mai fost într-un aquapark din Thasos? Dacă da, scrieți în comentarii pentru a afla toată comunitatea. Loc de joacă, trambuline, teren de basket, ping pong, șah, chiar și un teren de mini golf. Iar în spate este un traseu de survival și în fiecare zi se organizează un concurs de copii de survival. Victoria!